Trecem mai departe la alți autori îndrăgiți. Eric Maria Remarque poate este o opțiune mai puțin ordinară sau poate este o opțiune foarte ordinară. Adică acest autor am observat că este foarte îndrăgit și a fost foarte citit de generația părinților mei cu care am interacționat și mai puțin de tinerii de astăzi, așa mi se pare mie. Cel puțin, sincer să fiu, la librăriile din România, aceasta a fost singura carte pe care am găsit-o, dar nu spun că am căutat în toate librăriile, dar din ceea ce am reușit eu să găsesc, a fost acest roman. Am mai împrumutat la Biblioteca Județeană opere de-a lui în limba română, dar totuși nu se citește, cred eu, în peste Prut, Remarque, atât de mult cum s-a citit aici. Asta este o concluzie personală, poate greșesc. Pentru mine este un mod de a relaționa cu părinții mei, cu generația lor, pentru că ei l-au îndrăgit și l-au citit foarte mult. Practic, am întâlnit oameni de vârsta părinților mei care citise întreaga operă. El se diferențiază față de alți autori citiți astăzi, pentru că este și trăiește și alte circumstanțe față de ceea ce trăim noi. Noi astăzi avem democrație, libertate, să spunem, totuși o lume pașnică. El a trăit în perioada războiului și el a fost un mare militant împotriva războiului. Ceea ce poate atunci este mai puțin, o atitudine mai puțin frecventă. De regulă, tinerii erau înregimentați, toți mergeau la război de voie, de nevoie. Nu prea existau așa de mulți care să se opună pentru că riscau să fie cumva catalogați drept lași, poate, sau care nu nepatrioți, nu luptă pentru țară, pentru... Dar de ce țară? Uneori te întreb dacă lupți pentru țară sau lupți, de fapt, pentru anumiți oameni de la putere care, la rândul lor, nu luptă, să zic așa, dar trimit mii de oameni la moarte, sigură, în unele cazuri. El este un militant împotriva războiului și în forma lui de a milita este una foarte frumoasă pentru că este prin dragoste și prin iubire, prin dragostea romantică. Mie mi-a plăcut și astfel, așa cum mi-a plăcut Balzac, pentru că are corespondent real, cum spun eu, este foarte aproape de ceea ce eu poate am întâlnit în afara cărților. Personajul masculin remarquean este un romantic, dar totodată fără a pierde din, cum să zic, masculinitate cu acest romantism. Adică el este un bărbat, un autor, un scriitor care iubește profund și care sensibilizează cu iubirea aceasta și mi-au plăcut anume aceste personaje, cum spuneam, integre cu referire la Iliade, dar nu numai. Mi-a plăcut că în raporturile lor de iubire, de relație, se simte caracterul, orgoliul, e vorba despre personalitate, cum am mai spus, și modul de a trata iubirea pentru mine este cumva, este cumva așa cum îmi place mie, să zic. Mi se pare, dacă pot să spun așa, o abordare eminesceană a iubirii în literatura franceză-germană care aparține Remarque. Sunt multe de vorbit despre acest autor și dacă tot rămânem la această idee abordare eminesceană a iubirii, eu aș recomanda un autor, să zic eu așa, revelație, că e cam ciudat să zici că autorul Nicolae Davija este o revelație, pentru că îl cunoaștem, este o personalitate a scenei culturale, intelectuale, românești din Basarabia. Dar pentru mine a fost o revelație acest roman, Nicolae Davija, Te blestem să te îndrăgostești de mine. Și chiar mă bucur că am găsit în librării foarte recent Prima dragoste, totdeauna ultima, o altă carte, pentru că eu, după ce am terminat această carte, chiar îmi doream să mai scriem autorul cărți. Te blestem să te îndrăgostești de mine. Deci, cum spuneam, abordarea eminesceană a iubirii. Mi se pare autorul idealist, mi se pare romantic, așa cum sunt, câți mai sunt romantici la ora actuală, că deja cu toții oarecum am renunțat la romantism, suntem ironici, suntem
autoironici, să zic așa, sceptici față de aceste sentimente, el rămâne idealist și romanul mi se pare, deci, mi se pare original. Pe mine chiar m-a pus așa într-o dilemă, nu înțelegeam unde vrea autorul să ajungă și, sincer să fiu, finalul poate și eu aș opta pentru un alt final, pentru că, cum spuneam, deși mă consider și eu nu neapărat un om extrem de pragmatic, dar și mie îmi place un pic să fie realist, un pic să fie obiectiv, să fie credibil ceea ce se întâmplă. Aici autorul un pic, să zic așa, alunecă în romantism, dar nu în romantism, adică în, cum să zic, în poezie, în cadrul unui roman. Dar e un roman de dragoste, așa că nu, acesta nu este, nu este o crimă. Dar mie mi-a plăcut pentru că cumva personajul central produce un efect, cel puțin mie, cum s-a întâmplat cu Enigma Utiliei. Se întâmplă ceva acolo, mai mult decât, decât s-ar părea la prima vedere. Într-adevăr, personajul central reprezintă o enigmă pentru că nu înțelegi de ce procedează cum procedează. Dar aici Oana Nour, deci este și ea o Otilie. Deci, cum spuneam, are o originalitate romanul, are o doză considerabilă de idealism și, și foarte multe gânduri care pe care le-am subliniat și care pot fi așa extrase din întreaga operă. Cumva o tinerețe, aș spune eu. O tinerețe foarte frumoasă se simte în această carte, după care urmează, că nu am terminat, acum am început aceste novele, din nou, și despre dragoste, dar nu numai, chiar dacă, cum vedem, este la ordinea de zi acest subiect, iubirea. Și ca să închei, după cum spuneam la începutul acestei sesiuni, am iubit teatru, ceea ce m-a format, și autorul pe care îl îndrăgesc este Matei Vișnec. Eu am mai multe cărți acasă, multe, foarte multe din ceea ce a spus. Este un autor autohton, contemporan, se joacă pe marile scene ale Europei și este unul dintre autorii pe care i-am citit intens când eram student și pentru mine reprezenta un refugiu sau cumva o modalitate de un roman, cărți care m-a ajutat să mă caut și să mă găsesc, dacă zic așa, și care, după mine, sunt un foarte bun text pentru teatru, ceea ce și reprezintă, marea majoritate sunt piese de teatru. Bine, deci Matei Vișnec, deci un autor, spunea cineva despre el, deci el este dramaturg. A început cu poezie, a continuat cu dramaturgie și are și proză, dar în mare opera lui este dramaturgie. Și o dramaturgie, așa cum am spus, care pentru mine era ceea ce căutam, ceea ce îmi doream, firescu, un teatru, naturalețea. Aici spune cineva despre el că teatrul lui este poetic și poezia lui este teatru. Îți provoacă când îl citești, cred că asta își propune, de fapt, un râs interior, un râs de, cum să zic așa, existențial față de anumite dileme și ridicularități, să zicem așa, ale ființei umane. Și spunea cineva aici, aici spunea că este ceea ce se cere la ora actuală, un teatru intelectual în care contează și primează cuvântul mai mult decât, unde cuvântul are foarte multă emoție, dar este un teatru în care actorul se simte el însuși și îi vine să joace natural, să zic așa. De aceea am pregătit un foarte scurt fragment pe care vreau să-l citesc din Matei Vișnec. Pentru cei care încă nu-l cunosc pe acest dramaturg despre care am vorbit, un mic fragment am să citesc din scurta piesă
cu două personaje, dar unde vorbește de fapt doar unul dintre ele, suflorul fricii. Prin urmare... Arată cartea. Așa. Mergem cu lectura mai departe, da? Bruno. Pe mine mă cheamă Bruno. Mă cunosc toți aici. Știți, eu sunt un visător. Îmi plac de pildă aceste după-amiezi de toamnă. Nu e așa ca unele ceva misterios și, ca să zic așa, discret? Da, da, au ceva misterios. Eu, domnule, trebuie să mărturisesc, am o deosebită pasiune de a observa, de a discerne. Iată, de pildă, această toamnă. Ce toamnă? Ce mai toamnă? E, domnule, toamnă, nu sunt multe în univers. Ce părere aveți despre această metaforă, ca să-i zic așa? V-am spus eu că am o predilecție pentru contemplare, pentru observarea celor lucruri care la prima vedere nu-i așa ne scapă. Iar metafora, domnule, orice metaforă, domnule, posedă, ca să zic așa, conține și câte un sâmbure de adevăr. Da, poate că e cea mai frumoasă toamnă care a existat vreodată și noi nu știm nimic, nimic, nimic. Am așa câteodată o neliniște. Îmi place să mă joc cu degetele. Știți dumneavoastră câte moduri de a împacheta hârtia există? Mii de moduri, domnule. Mii de moduri. Ei bine, dacă îmi permiteți o analogie, sunt mii de moduri de a privi în adâncul lucrurilor, pentru că lucrurile nu sunt ce par a fi. Poate veți reproșa că sunt prea sensibil sau că am un mod de a gândi prea extravagant, dar nu. Nu sunt decât un observator atent al lumii. Iată, de pildă, chiar pe această terasă. Aparent vinovată, calmă. Dumneavoastră știți, vă puteți închipui că de fapt aici se petrec lucruri croasnice? Dumneavoastră știți, vă puteți închipui, vă puteți imagina că aici, chiar aici, acum, în acest moment, pe acest fond de asfinții de soare, se petrec lucruri înfiorătoare, odioase? Ei, vă puteți imagina că aici, chiar în acest moment, se pun la cale mârșăvii, crime, violuri, linșaje, lovituri sub centură? Ei, da, știu, bine, greu să mă credeți. Nu vreți să mă credeți. Dar, domnule, vă pot da fapte, argumente clare. Vreți fapte? Iată, să-i luăm de pildă pe cei doi bărbați de la masa din colț. Să ne gândim puțin la ei. Vedeți pe cel bătrân. Nu-i așa că are un ochi de șobolan? Ce credeți că fac cei doi acolo? Credeți că au venit să privească asfințitul? Credeți că au venit să bea o bere? Nici de cum. Eroare. O gravă eroare. Sunt niște prefăcuți. Își zâmbesc unul altuia și se prefac că discută. Sper să nu fiți atât de naiv încât să vă închipuiți că chiar discută. Nu. Sunt niște canalii. Niște împuțiți. Dacă ați avea bunăvoința de a întoarce capul brusc spre ei, i-ați putea surprinde șușotind. Da, șușotind. Sunt doi avortori nenorociți. Două trepe. De la începutul serii privesc și vă jur că ceea ce vă spun e perfect întemeiat. Da. Cei doi trag cu urechea. Ascultă ce vorbim, domnule. Deși nu înțeleg absolut nimic din discuția noastră, continuă să tragă cu urechea. Sunt absolut sigur că în momentul acesta au intrat în panică. Se tem că i-am descoperit. Am să-i lasă și să credă tot veninul. Să ardă. Mulțumesc frumos.